Ia mează, ne fugărește ploaia acasă. Tot s-a întunecat afară. Am terminat taluzaj când ne-am dat să dublăm plasele pentru temelie. Nu prea ne lasă. Dar fugim, fugim, că nu mai stăm. Sănătatea e mai importantă decât lucru. Bună dimineața și bine v-am regăsit într-un nou clip. După cum vedeți în partea alăturată, ieri am fugit de pe teren și că a plouat și drept urmare, cam asta e. Făcut eu acest intro ca să vă spun că în acest clip o să urmeze să vedeți cum o să turnăm, o să legăm fer în foarte mare. O să vă, aici o să vină două rânduri de plasă. Plasă de asta făcută cu ochiuri între ele și îndoită, ceva de genul una jos, un rând jos, unul sus și fiecare de asta îndoit, dar o să ne dăm la dos să lucrăm, pentru că nu o să putem lucra aici, dacă călcăm pe asta o să surpăm malul mai mult decât a rupt ploaia și sperăm să scoatem motorina, vorba fratelui meu. Ce înseamnă pregătirea pentru beton? Am, de unde vine podul de acolo până acolo, am dat cu o oață de trasat și am tăiat cu polizor unghiular pentru a fi grosimea la beton cât mai mare, buza aia să țină cu asfaltul pentru a nu fi asfaltul, betonul foarte subțire și să avem grosime de intrare. Știți, când este betonul subțire, el se rupe. Așa avem un 10-12, pe alte locuri 15 cm de beton și putem pune o plasă, două rânduri de plasă, pardon, cu călăreți între ei pentru a avea grosime pentru trafic greu, pentru că pe viitor o să intre cu mașină mare pe aici. Proiectul, nu știu dacă am spus în clipul anterior, la săpat așa ceva, proiectul s-a modificat de la un pod și alt pod pentru un garaj, că casa asta o să vină dărâmată, s-a mai adus două tuburi și aici unde a venit golul ăsta, pentru că a mai rămas aici 2 metri și un pic, și proprietarul, nenea Alex de fapt, m-a rugat să mai pun două tuburi, am mai rămas acolo în 10 cm și am sigilat cu această folie, am găsit-o pe aici și o să punem beton peste, dar înainte de asta plasă de 8, am și aici, am și acolo plasă de 8, o să facem, o să, da, astăzi o să mă rezum, dar l-a legat plasa și trebuie să-mi scot măcar motorina dacă tot am venit. Deși am văzut că plouă, tot am sperat să fie vreme bună. Vremea nu este bună, dar dacă nu, tot. Ia uite aici. Dar dacă nu ne înfingem un pic în lucru, nu supraviețuim. Bucata aia de plasă am pus-o pentru că mi-era rupt tubul și o să vină beton peste ea. Aceste două capace au rol de a veni la nivel cu tubul betonul. Înainte de a turna cementul, betonul, o să mai taluzez un pic de aici, dar nu astăzi. Sper, cred că nu astăzi. Și foarte probabil să bag o scândură, pentru că deja aici și cu totul, mintre jumătate de metru cub de beton în plus, pentru că a plouat foarte, foarte tare. Sperăm să nu surpi mai mult decât atâta, pentru că e un pic cam grav. Un pic mai mult. O să scot sărmaia, îmi iau jucările și fug la dos ca să putem lega, să facem grinzele. Deci, rezistență pe toată lungimea aici sus, cavaleți, ăștia din mijloc, în zigzag, și jos aici. Are ranforsare, treci cu tancul de acum pe temele. Și așa facem toate, nu, Paco? Da, toate grinzele. Toate, toate. Ce înseamnă grinzele de fundație? Da. Asta e grinzele complete. Da.
ca să vezi ce înseamnă munca pe ploaie. Ia, până ajung eu o curs apă. Ce tare. Uite, asta e muncă neprevăzută. Trebuie să apișa canal la vecinul ca să-i dai în continuare. Să turnăm betonul. Poate turnăm azi. Că văd că vremea ține. Ia uite. Cât apă era. Da. Să dărmași malul. Aș pune niște scânduri care e panourile astea care le-am dat jos. Și le rămân îngropate. Că acolo mai mănâncă jumătate de metru de beton. Dar nu vreau să le scot. Cu ce mă doare capul pe mine? Surpă. Acolo trebuie să mai pun niște scânduri în diagonală, nu? Pe lângă mal. Pietre pregătite, se toarnă, se pune pietre. Pietroaie. Pietroaie. Avem acolo, dar alea trebuie să le rup alea cât de îmbaros. Am baros, m-am dus să-i dau câteva baroase? Da, și știu cu ce vrei tu? Uite, țava aia se sparge pe aia. Care? Tubul ăla. Ăla ce că? Ăla se sparge bine, cu baros. Bun. Aia e piatra care zis tu mai devreme. Nu, piatra e ce? Dar mai ai una unde, pe unde da, face fundația viraj. Fundația la stâlp. Ah. Spuși bine stâlp. De aia s-o lăsa, nu? Deasupra e încât o mare de șmea. Așa, mai de la aici. Mai bine, iau șețele și nu intru până la genunchi, intru până la gât. Și cură stâlp. Pacu, dar pământul să-l dăm lângă casă. Da. Da. Dacă continuă vremea așa, e chiar bun de turnat betonul. Așa, da. E perfect. Ia să oprește la 12. Da, asta. Păi eu mai am și bolța are de pus. Pe 15 chiar îmi vin luni. Că de asta vreau să fie temelia pusă. Dar ce fain să duci la val. Să fie temelia pusă ca să pun bolțarea aici. Aia e, pui și barieră să nu-ți ducă încolo. Da. Și asta e nu numai apă ce se vede acolo în ești, e vine și din tuburi. Din tuburi vine, de la dealtele. Îți dai seama cât o plouă și aici? Ia uite, ce frumos curge. Eu când curăț aici, trebuie să mă duc și la vecinul, două copii, cel puțin, 2-3 metri. Ce? De cu copa să răd. Da, că după aceea îi băltește și nu e frumos. Singurul avantaj care l-am cel mai mare e că el are șanța adânc față de asta. Cum era. Da, ce frumos curge. Da, pe noi ploaia nu ne oprește. În ciuda faptului că azi dimineață e că se rămân acasă, am făcut o grămadă de treabă. Făcut grinzele. Ața asta roșie este pentru nivelul betonului care o să-l torn grosier. Am comandat 10 metri cub la cifă. Din cauza că intră, o să spun, o să spun când aflu la final cât intră. Și asta mov, îi se pot pune plasa la drept. Da? O să punem inclusiv plasa asta de la temelie la ață. Da? Asta e, cum se vede, roșie un pic stânga-dreapta din cauza că am pus-o să-mi fie fixă doar pentru înălțime, că avem două intrări și m-am axat ca aici să fie placă dreaptă, după care ruptura de la temelii în jos și iar placă dreaptă și iar ruptura în jos, dar nu în diagonală. Și asta e să mov, să-i pun plasa să fie la ață, pentru că e mai bine. Da.
și îi dăm în continuare scor. Adâncimea 80 de cm are plasa toată tăiată. Grinzele astea sunt de 80 cm adâncime. Deci o să fie o temelie foarte, foarte rezistentă. Ca de casă, cum ar spune unii. Și asta o să dublăm. Turnăm un pic de beton, ce rămâne de aici, că am comandat un pic mai mult. Turnăm aici și iară punem alta, ca să fie diferență în curând de plasă, ca să fie diferență sus-jos. Să nu mai punem călăreți. Da, dacă trebuie, punem. N-avem ce face. Ah, apropo, și distanța asta îi facem legături cu ferbeton. Comanda ferbeton de 10, cu cărligă încolo, numai bine să leagă și grinzele astea. Le tragem cât avem nevoie și aici iar legate cu sârmă și cârlig la ferul de beton. Tăiem mai multe bucăți de ferbeton, de aia am comandat mai multe și punem, legăm fundația de placă, să fie un întreg totul. Mai vedem acolo un pic și gata. La asta nu-i trebuie poză, că filmează pe cameră. Asta de asta nu zice nimic, că nu vede. Da, pe cameră, el nu conservează. Da, și asta e drept. Astea sunt cărlegile care le prindem de placă și temelie. Bă, dar așa de tare sunt fierbântă când o îndoi? Ce? Asta? Dai două mâini. Da, da. Trebuie să aduc din masă. Nu, nu, dai de acolo. Asta facem două treburi. Facem și pasaje de la grinda asta și îndreptăm. Da, îndreptăm, tragem grinda cu asta și o legăm din sârmă și așa rămâne. E? Nu mai e clar. Dați că ia saburi din ele. Cât de acum nu mai sare. Poftim? Le bag în apă? Da. Da, ăsta e, uite, asta e la ață. Asta e primul rând de bare și la plasa a doua iar mai vine încă legat, pentru că noi astăzi turnăm aici, de aici așa în jos și mai avem unii ancora încă un rând de sârme. Dar latura asta e perfect la ață. Iar ața asta roșie, ei, să știm cât să nu se depășim azi înălțimea, să ne rămână de fapt încă 7-8 cm în jos ca să putem pune plasa 2 și, plasa 2 și, și temelia cu gata. Plouă tot? Da, tragi în jos neile. Stăm după beton acum. Sperăm să ne-l trimită azi. Aici îmi pare o cusurpa, dar na, două roabe în plus de beton. Asta e. Și aici o surpat. Dar cam asta este temelia noastră. La gat, la brut. Hai să duc și grinda asta înapoi la locul ei.